Salutare tuturor, sunt Geostel și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Ne vom juca ceva Clash Royale. Bă, în ultimul timp m-am reapucat să mă joc destul de mult și mă joc pe telefon în mare parte. Nu prea mă joc eu pe PC, dar acum de dragul de a filma trebuie să o facem pe PC, nu? Băi, fraților, în acest clip voi testa două deck-uri pe care eu le am. Ăsta pe care l-am văzut la un tip de jucare la nu știu ce turneu. Și mi s-a părut interesant, am zis, dacă tot am și eu cărțile, să-mi fac și eu deck-ul ăsta. Și mai am încă un deck, ăsta pe care mi l-am făcut eu de-a lungul timpului, adică am văzut cam ce am nevoie, cu ce mă pricep, cât de cât să joc și zic eu, ok. Și la deck 3 tot la fel am încercat ceva, dar aici cu ăsta nu prea mai a reușit. O să jucăm prima oară cu deck-ul 1, să vedem dacă ne pricepem. Bineînțeles, dacă voi vreți să continuăm seria, nu uitați, dați voi un like. 500 and chores. Ah, cred că o să fi, vor fi adăugate cărți noi. Cam astea sunt cărțile pe care le am. Băi, prințul e destul de bun, dar pentru ceea ce am eu aici, nu prea. Am intrat și eu aici într-un clan, Romania Royal. Pare mea, hai să fiu și eu într-un clan. Hai să dăm open acestui cufăr dacă tot îl avem aici. Da, nimic interesant. Și ăsta mai durează. Hai să intrăm și noi într-un battle, să testăm acest deck. Așa. Aș putea să pun asta din prima. Dar o să fac așa. O să pun mai întâi asta cu minion și acum pun și asta la altă. Aolea, asta nu e bine. Aici nu prea e bine. Trebuie să punem niște skeleton army ca să-l distrugem pe ăsta psihic, fizic și moral. Aolea. Aparent văd că vrea să mă atace și pe partea asta, ceea ce nu e prea ok. Așa că am pus câte una pe fiecare parte, zic eu că cel mai bine. Aolo, aici e pericol, aici e pericol, repede, repede săgețile, repede săgețile, hai. Așa, perfect, de săgețile astea au intrat perfect acolo. Holy fuck, hai că, bă, dar cam tot iau damage, ceea ce nu e foarte bine, nu le-am poziționat eu bine. Cred că mai bine le poziționam în fața turnului. Sincer, cred că mai bine le poziționam în fața turnului, era mult mai ok. Hai că mă duc cu P.E.K.K.A. acolo, ar trebui să dau ceva damage dacă nu ar fi apărut cu ceva în fața mea. Dăm aici cu skeletonii ca să-i distrugem ăsta în mare parte. Se mai duc și nebunii ăștia doi și dau și ei damage. Ok. Văd că insist din nou pe partea asta. Așa că... uite, o să pun asta mai în față. Ok. Ba, acum nu prea e bine. Aici o să-mi dea destul de mult damage cu asta, pentru că am lăsat partea descoperită fără nimic. Holy fuck, la asta nu m-am gândit. Bă, de cu asta, sincer, ori nu prea îmi priește mie, ori nu prea știu eu să-l joc. Nu prea știu să utilizez deck-ul ăsta. Iar eu doar mă apăr și tot primez damage. În rest nimic productiv. Așa, băgăm și un P.E.K.K.A. ca să-i dea down-ul. Uite, băgăm și-o de asta. Mamă, e greu, mă, e greu. Nu prea... e greu pentru că nu prea am eu cărți. Ah, hai că e bine că nebunul ăsta o să dea nastea, am scăpat de el. Dar are dragonul ăsta și nu, sincer, dragonului nu prea am cu ce să... n-am cu ce să atac pe decul ăsta, dragonul. Săgețile ce-i dau nimic damage. Cred că cu ăsta aș putea, dar... nu dă foarte mult damage. Punem și ăștia în față. Holy fuck, hai pe caule. Hai. Dă-i damage. Dă așa. Bă, tot e greu. Hai să pun asta aici în față. Holy fuck. Băi, o... deci deck-ul ăsta e extrem de defensiv. Extrem, extrem de defensiv. N-am ce să-i fac. N-am cum. Îmi dă jos, da, mi se părea și logic. E foarte defensiv și costă destul de mult. Și nu prea, depinde acum și ce cărți are adversarul. Dacă dau de un adversar care nu are ce de-astea de zburat, mi-e ușor să le fac față, dar așa... așa nu prea, deci deck-ul ăsta nu știu dacă o să-l mai folosesc de acum înainte. Nu mi se pare
Foarte bun, poate dacă aș putea să fac mici locuieri, ia să facem o locuire. Să punem dragonul în locul de asta, pentru că chestia, sincer, nu prea mi-aduce mare profit. Bă, eu vreau să fac World Arena 6, dar dacă tot testez, de-astea nu o să mai pot face nimic. Și recomandat e să aștept el să intre primul, lasă, că intrăm și noi. Serios? Are for el? Pot să-l atac așa un pic cu săgeți. Pot să-i pun un P.E.K.K.A aici, sincer. Să-l batem. Și acum aș putea să bag... mi-a băgat prostia asta. Mă omoară prostia asta, deci disper când văd chestia. Am și eu, dacă nu mai știu chestia asta, dar mă disperă. Mă disperă rău de tot. Așa, și n-am rezolvat nimic, nici eu, nici el. Ok, el e fericit că poate să-mi distrugă asta, dar băgăm aici. Countul cel mai mare al prințului. Dăm și noi puțin un turnul acolo, nu foarte mult. Pana mea, hai să-mi pun asta aici. Deși nu știu pe ce parte o să mă atace el. Hai să pun și minionii ăștia zburători tot pe aici. Dacă tot m-am dus tare aici, hai să mă duc și cu un P.E.K.K.A în continuare. Deși posibil să îmi fac el vreo surpriză pe acum să mă atace grav pe partea asta. E AFK sau ce faci? Nu mai joacă? Da, cred că nu mai joacă, e. Cum eu dacă nu mai joacă? Ce să-i fac? Vă că asta e un bună... E ceva mai bine să joc cu dragonul... cu baby dragonul ăsta în locul... În loc... oricum îl dau jos. Dau și niște săgeți să fiu sigur, dar e 100% dat jos. Așa. Perfect. Tipul ăsta nu știu de ce, n-am mai vrut să joace, habar nu am de ce. O fi avută vreo problemă și azi, bă, nu mai pot, ies, e doar un luz. Și am primit un silver chest, for fuck's sake. Doar un fucking silver chest, ceea ce pentru mine nu e convenabil. Hai să mai dăm un match cu decul ăsta. Mai dăm un match cu decul ăsta. Nu prea îmi convine cărțile de început pe care le am. O să-mi dea da una acolo. Hai să bag repede și minionii ăștia. Are mirror-ul! Fucking retard! N-am ce să-i fac dacă are mirror-ul, adică e prea OP cartea aia. bagă și dă ea. E riparinio. Murțești la levelul meu. Am văzut că au mirror-ul ăla și e prea OP carte și eu nu o am și mi-e destul de greu. Are și magicianul ăsta. Zicem cu ce pot să-i dau count. O să pun asta de 7 aici. Că vine și cu nebunul ăla și o să-mi dea și la o grămadă de damage. Și asta o să arseze pe nebunia asta. Nu o să-mi ajungă la turn, sper. A ajuns și la turn, incredibil. Dar cred că o să folosim mai mult decât cu celălalt. Ăsta e destul de greu de făcut ceva dacă nu prea te pricepi. Bă, deși în trecut chiar mă pricep, încep să mă pricep. Hai, minionilor. Uite, mă, până se spunează minionii, mi-a distrus turnul. Și așa e foarte defensiv, după părerea mea. Nu, aici ce fac. Mamă, what the fuck, n-a apucat să facă nimic ăla al meu. E GG meciul, rău de tot. GG meciul pentru că... Bă, mi s-a părut chiar interesantă ideea când am văzut de cu prima oară. Dar acum, sincer să fiu, nu mă mai atrage absolut deloc. Nu mă mai atrage absolut de fucking loc. Hai mă, sară și ăștia. Așa. Să nu ajungă la turn, asta era important. Știu că magicul poate să-mi distrugă ăștia ușor, dar o să-i dea...
Cred că am mirosit aiurea. Hai, băgăm și mini peca. Mamă, și nu mai am nebunie aia de... Fuck. Dar oricum nu mai am timp. Mi-am luat 3 pentru că el mi-a distrus un turn. Eu nu am reușit să distrug nimic, că nu ajunge asta, nu? Dap. Riperinho, match over. E de mai aici good game pentru că a jucat bine tipul. Și hai să ne mutăm pe celălalt deck. Așa, pe 2. Bă, cu asta am reușit să fac multe. Hai să vedem ce facem și meciul ăsta. O să încep așa. Măcar una să-i dea. Îi dă una. I-a dat una, e perfect. Exact ce aveam eu nevoie. Oh fuck. Cu ce-i dai count? Cuiva, cu aceeași. Cu aceeași armă. Păi și aici îi spune și eu pe ăștia. Aia o să fie atrasă și practic am ieșit pe plus aici. Cu damage-ul. El mai are 1085, eu mai am 1805. Băi, ar trebui să mai aștept un pic. Să trimit magicianul nou, tot ăsta îl trimit. Și îl trimit așa. Cu așa, fuck. Bă, mie îmi convine, ne atacăm reciproc. Hai să pun și eu ăștia. Să n-apuce să-mi dea două hituri. Așa mi-a dat un hit și atât. Ok, am distrus turnul. Hai ăsta. Hai, Valkyrie, Valkyrie. Mamă, i-am dat și... Holy fuck, de mult s-a dus. De mult s-a dus balonul ăla. Chiar îmi place carte, e prea OP. Mai dăm și aici puțin damage. Hai, că pe asta o dis... Mai o lasă la HP. Băgăm Wizard. Oh, fuck. Dar e OP Wizard, are range-ul mare. Oh, lejer. Ai aratat nasol rău săgețile și mă duc cu balonul aici. Îl pușesc cu balonul. Da, e GG. Nu prea mai are ce să-mi facă. Îi prinde și balonul una. Mai dă și bomba. Mai dă și magicea vrăjitorul pește acolo. Bă, dar chiar dă mult damage ăsta. Bă, să încerc pe partea. Opa. Vrea să mă atace. Că își dă seama că pierde. Dacă nu-mi distruge măcar o daia. Dar aici cred că e cam dau GG-ul pentru că o să dea ăștia ceva damage. Și o să lase foarte low și cu Da, balonul doar trebuie să ajungă. Da, GG. Good game, dude. Good fucking game. Bă, uite, cu deck-ul ăsta... Poate n-am dat nici cel mai bun adversar, dar cu deck-ul ăsta... M-am descurcat ceva mai bine. Hai să mai dăm play. Încă o dată. Good luck. Good luck să fie, frate. Ai putea să mă duc așa. Oh, fuck. Oh, fuck. Mi-o dă grav aici. O să-mi dea mult jos. O să-mi dea mult jos aici. Trebuia să mai aștept. M-am grăbit aici. Vina mea a fost. A fost vina mea că m-am grăbit. Dacă așteptam, vedeam că bagă prințul și intram cu scheletonii pe el. Și mi-a apucat prințul ăla să-mi dea atât de mult damage. Graba strică treaba chiar și pe un joculeț. Hai că am bubuit din aia. I-am dat pe tot jos, dar oricum. Aici băgăm wizardul neapărat. Hai wizardule, mai repede. Nu trebuie să lăsăm să ne dea hitul ăla. Ne-a dat hitul. Rip. Rip. Graba mea, care mi-a stricat treaba rău de tot de la începutul rundei, mă costă meciul întreg. No, ce să fac acum cu cea? Să aștept să vă... Ce pun eu? Exact. Pune mai Stileton Army. Îl dăm jos și atacăm și cu balonul. Bă, nu cred că mai are mana acum. Și o să-i dau mult damage cu... Ăla. Cred că o să-i prind două hituri.
Încă unul. Cred că e 13 al treilea, îi dau jos aia. Dap, i-am dat jos. La fel s-a întâmplat și cu el acum. Dacă mai avea puțină răbdare să aștepte. Și în momentul ăsta, bă, sunt peste el. Putem spune. Ia să atar și asta la altă. Poate reușesc să o dau și pe asta jos. Da, am păstrat pentru momentul ăsta, dude. Știam eu că asta o să vrei să faci. Degeaba. Fuck. Mi-a bubuit și el aia. Mi-a bubuit și el aia. Păi am un avantaj, că pot să o distrug. Bă, de fapt, el mi-a dat mai mult damage. Nu, aici n-are timp. Mă duc cu ăla și o să-i dau. Bă, dar și el e pe aproape. Ok. Să nu fie egal, dar mi se pare că acum intră în aia. Hai că cred că o să-i distrug aici. Hai mă. Idiota. Idiota rău de tot. Un hit trebuie să apuc. A, pe mă duc cu ăsta și ies. E GG. Unul mă să ajungă să dea hit. Hai că acum e GG. Acum e GG. Un hit ăla-i. Holy fuck, cât ce bine am revenit în meciul ăsta. Deci ce bine am revenit din marea greșeală pe care o făcusem eu la început. Păi hai că ne apropiem de arena. Am arena 6. Acum sunt în arena 5, da. Și avem nevoie de 1700 de trofei, iar eu am 1574. Dacă mă concentrez și mai crește ceva meciuri, o să pot ajungem în următoarea arena. Dă un close aici, așa. Băi, fraților, cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți episoade de Clash Royale, dați voi acolo un like clipului. Iar noi ne auzim data viitoare. Ceau, lăs!